Mergem către... Păi am viață. Către ce? Pentru că de ce nu am trece pe roșu? Asta nu cred că a fost prevăzută. Ai grijă la asta? Stai așa, hai în față! Și mergem către... O gură de pe domnul este greu! Am primit o cartă de rău! Aici am fost banii mei! Îmi dăm în cealaltă locație! Nu știu cum o fac! Ce părere aveți, dragilor? Dar nu mi-ați
dacă îl prins. Da? Bine. Urcă metro. Nu fiți timide, că nu e prima dată. Mai intimidez. Nu e prima dată, hai să fim serioși. Hai, Ralu, hai cu mine. Ia, întoarce-te, întoarce-te. Vezi aici, frumos. Share.
un fel de Robin Hood, un fel de păt frumos, adun bucăți de inimi de pe jos. Și nu-i jos de buzunare, te pur doar ce-i frumos. Adun bucăți de inimi de pe jos. Unii ar spune că femeile sunt nebune, strică tot bații peste toată lume. Tatăl caută pe prințul din poveste și între prințese par tot tipul controverse. Și cine crezi că planează fenomenul, circulă în zona un mereu față de genul. Tu, Cupidon, Cupidon, m-au zis că rezolv probleme de corazon. Tu mulțumesc că zic că zici ceva aparte și dacă îi dai credit, ea învață orice carte. Pe de roz, pe față și pe dos, și dacă dă de prăștie să șteargă și pe jos. Dar ce păcat că dragostea e trecătoare, fac schimbul 1, 2, 3 pentru fiecare. Tu, Cupidon, Cupidon, la orice un indiferent de zi sau de sezon. Tu, Cupidon, Cupidon, și cu mine un fel de Robin, un fel de păt frumos, un bucăț de inimii de pe jos. Cine-i jos de buzunare, te pur doar ce-i frumos. Adun bucăți de inimi de pe jos. Bună seara! Vai, mă simt ca în familie. Când mă privesc pe jos în cosmos, mă trag de ață și mă întrepec. Asta mă amețe că mă și nu rugare niție de prea rău. Simt că se rupe de cap, de mentor. Simt că se rupe în drum, îmi auzi. Mă dai dragoste până îl auzi. Mă bate, mă rupe, am sufletul în sub. Simt durere și multă plăcere. Mă schimb pe inimă tu, bine-ai spus. Eu mă pierdu și tu mai încă să încă să și tu mai strânge pe jos. Tu mai strânge pe jos. Eu încă să și tu mai. Nu zi nimic, nu-i nevoie, știi ce vreau să zic. Da-da, nu zi nimic, nu-i nevoie, știi ce vreau să zic. S-a-mi părtat și haina, s-a-mi părtat bandana, s-a-mi părtat miros de marihuana. S-a-mi părtat și haina, s-a-mi părtat bandana, s-a-mi părtat miros de marihuana. S-a-mi părtat și haina, s-a-mi părtat și haina, s-a-mi părtat bandana, s-a-mi părtat miros de marihuana. Eu zădeam cosmos și vreau s-o faia. Ia-mă tu un fel. Cu voi, nu știți cât de interesant e momentul ăsta pentru mine, pentru că simt că dau un concert pentru, nu știu, pentru familie. Și chiar dacă nu vă cunosc pe toți personal, v-am văzut pe YouTube, pe televizor, peste tot și mă bucur. Și mă bucur să văd vețe foarte 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 familiare aici.
Mulțumesc! Piesa următoare e o piesă cu care am cucerit multe suflete, se numește Iubirea noastră mută și știu că multe dintre acele suflete se află și în seara asta aici. Și pe Comaron e tot cu piesa asta, l-am cucerit.
aici lângă mine. Mulțumim mult de tot. Hai, hai. Bună seara din nou. Gălăgie puțin, gălăgie. Alo, alo, alo. V-am zis că se întâmplă ceva în seara asta ce nu s-a mai întâmplat. Am livrat? Cam cât de tare, a? Am dat clickbait-ul bun? L-am dat. Ce e și mai tare e că noi doi fusesem aici înainte să mergem în partea cealaltă. Am văzut și am zis, ok, drăguță idee, știam de metrouri. Bă, dacă ne-am văzut în ele, nu ne așteptam să iasă atât de bine. Și suntem de acord că ne-a spart fața treaba asta? Yeah, baby! Mulțumim frumos, Coca-Cola, în primul rând. Și vă zic încă o dată, bine ați venit la Next Big Vlogger, la Next Big Vlogger 2. Hai să trecem la lucruri serioase, fiindcă avem un premiu de dat. În primul rând, după cum v-ați poziționat voi, ar trebui să vedeți cele două ecrane laterale, pentru că pe ele vor apărea din când în când în timpul serii note de ale concurenților. Atenție, o să vedeți note din diverse categorii, fie note pentru creativitate, fie note pentru calitatea video și așa mai departe. Le vedeți pe ecranele laterale, totul e foarte transparent. În primul rând, am de trecut prin niște norme de securitate cu voi. În primul rând, boring. Nu săriți laterale, pe șine, pe chestii. Ilie nu linge șina aia roșie că e cu electricitate. Da? Nimic, Ilie, e ok. Nu se fumează, nu se fumează aici. O să fiu eu doamna dirigintă, dacă vreți. Nu se fumează în spațiul ăsta, dar în caz că vreți să mergeți la toaletă, avem facilități, toate se întâmplă la turnicheți. Care erau turnicheții cu... În partea cealaltă? Acolo. Deci, cum vă uitați, sunt pe scenă la dreapta, acolo aveți toalete și dacă vreți să vă pudrați nasul sau Costel, să vă dați un blush, să vă dați un rimel, lucruri de genul ăsta. Hai să uităm că suntem live în seara asta, să nu uităm că suntem live pe 16 canale de YouTube și Facebook, suntem live pe canalele mentorilor, suntem live pe Facebook-ul Coca-Cola și pe YouTube-ul Coca-Cola, așa că hai să facem puțină gălăgie pentru cei care ne văd de acasă în momentul ăsta. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și sperăm să stați cu noi până la sfârșitul serii, pentru că se vor întâmpla o grămadă de chestii foarte tari. Dar hai să ne amintim puțin cum a început toată nebunia asta. A început în septembrie. Septembrie. În septembrie am avut un mare roast între cei 7 mentori pe care i-ați văzut până acum în Next Big Vlogger. Hai să le aducem aminte, e vorba despre Bromania, despre Mihai Alexandru Haș, despre Anne-Marie Chelariu, despre Laura Giurcanu, despre Ionuț Rusu, despre Noaptea Târziu și Ilies Vlogs. Ei cu toții și-au ales din sute de participanți câte doi oameni alături de care au mers în bootcamp-ul Next Big Vlogger 2. Doi oameni care au mers acolo pentru fiecare mentor și au tras 5 zile, o săptămână de filmat, de editat, de reeditat, de remontat, de pus în scenă clipuri, sketch-uri și vloguri. Ei bine, fiecare mentor și-a ales câte un singur participant alături de care să meargă în finală și iată-i aici în seara asta, în fața voastră. Ei au fost și jurizați de către public, dar în seara asta avem și un juriu profesionist. Ei, și noi am fost în bootcamp-ul Next Big Vlogger, am stat acolo 5 zile în calitatea noastră de prezentatori și observatori în același timp. V-am oferit vlogurile noastre și ceva content din backstage. Dar eu pot să zic că a fost super tare acolo și că a fost o experiență total diferită față de anul trecut, pentru că, în primul rând, am observat concurenți mult mai bine pregătiți și am observat mentori mult mai deschiși și cu, la rândul lor, cu o experiență mult mai mare pentru a-i ajuta pe concurenți. Și cred că cel mai bine ar fi să vedem un scurt rezumat, un video, să vedem ce s-a întâmplat în bootcamp-ul Next Big Vlogger. Atenție la ecrane! Tot ce s-a întâmplat aici până acum a fost mind-blowing. Unii dintre concurenți s-au descurcat mega bine, iar alții mai cu emoții. Decizia grea a fost oricum pentru mentori, care au trebuit să-și aleagă fiecare câte un singur concurent alături de care să meargă în finala Next Big Vlog. Sunt următorii.
Bromania, mergem mai departe alături de Costi Maxinese. Alexandru Mihai Haș, mergem mai departe cu Maximilian Pev. Ilie, mergem mai departe alături de Liviu Boca. În echipa Laurei Giurcanu, câștigătoare a fost Ana Gram. Ionuț Rusu l-a ales pentru finală pe Costel Bulgaru. Ane Maria a decis ca finalistul ei să fie Mihai Odoroabă. Iar băieții de la Noaptea Târziu merg mai departe alături de Sevi și Francesca. Simți nevoia să mă implic mai mult, să gândesc mai mult, să-i ajut mai mult. O să fac tot posibilul să îmi pregătesc omul pentru final. Noi avem foarte mare încredere în fete, avem foarte mare încredere în decizia pe care am luat-o. Așa, emoții de nu știu când. Foarte, 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 cum zic. Trebuie să recunosc ce-i frumos și lui Ionuț Rusu îi place și... Și sper să ne vedem și la anul, nu? Aș vrea să ne vedem și la anul, mi-ar plăcea foarte mult să ne vedem și la anul. Aplauze! Asta s-a întâmplat în bootcamp. Băi, a fost foarte tare. Pentru noi ăștia care am fost acolo, chiar a fost foarte, foarte tare. Milioane de oameni urmăresc pe oamenii ăștia, pe cei 7 mentori și numai o mână de oameni au putut să vină să lucreze împreună cu ei 5 zile, să creeze și să învețe și cred că ar fi momentul să îi vedem aici pe scenă lângă noi, nu? Cum facem? O să vedem câte un clip de la fiecare echipă și avem mentorul și concurentul alături de noi pe scenă ca să ne vorbească un pic, nu? Cred că cel mai bine. Încă o dată vă reamintim că trebuie să fiți atenți și pe ecrane pentru că vor apărea note de la diverse categorii, așa cum ne spunea mai devreme și Șurubel, vor apărea notele, de exemplu, pentru creativitate sau pentru calitatea video și așa mai departe. Dar hai să invităm pe mentor, nu? Să invităm echipele pe scenă și să le vedem clipurile? Începem în ordine total aleatorie, da? Începem în ordinea numerelor de pe tricou, așa că hai să facem gălăgie și să aplaudăm echipa Bromania și Costi Maxinese! E pe ce? Hai să venim de, aici în centru un pic. Cât de ușor e Șurubel, nu știu dacă îți dai seama. Adică suntem Șurubel și Copană și vine Costi. Cum să te cheme Maxinese? Ești nebun, ai deja nume de vedetă și n-ai făcut nimic din servă, ești mai bun. Înțelegi? Ok, nu o să vorbim cu Costi prima, ci o să vorbim cu Bro. Cum a fost pentru tine toată experiența? Ce ai simțit? Omul ăsta a fost lângă tine? L-ai învățat ceva? Ai simțit că l-ai ajutat cu ceva? Sau...
În primul rând, bună seara și bine ați venit toți și felicitări pentru cât de frumos e organizat aici. Am văzut că aveți un metrou de mâncare sau mi se pare mie? E un metrou întreg. E un vis de-al meu să văd un metrou de mâncare. A venit Ghiduș, da, trebuie să ne grăbim. Mai e încă unul care așteaptă acolo. Da. Din punctul meu de vedere, la cel mai serios mod posibil, eu în povestea lui Costi am văzut cumva și povestea mea când eram în liceu și cineva mi-a dat o șansă să descoper că îmi place toată zona asta și am zis că merită toată șansa asta. Nu numai că e un talent născut și că are un nume, deja să fie vedetă, dar și pentru că, da, dar și pentru că mai presus de orice e un băiat foarte, foarte bun la suflet și m-aș bucura să aduc, să creez o vedetă sau un om public care e și bun la suflet pe lângă faptul că e talentat. Mulțumim, bro! Zine tu, Costi, așa e? Ești un băiat bun la suflet? În primul rând, bună seara și nu mă așteptam că o să vorbesc, cream că doar câștigătorul vorbește și nu am pregătit nimic. Da, sunt un om bun la suflet, nu știu. Cum a fost așa pentru tine? Cum a fost toată... Uite, ai și notele, voi vedeți în timpul ăsta pe ecranele laterale notele pentru creativitate. Opa! Eu nu văd. Ce părere aveți? Găsteți! Concurenții cred că sunt interesați. Notele pentru creativitate stau acolo foarte puțin. Și cred că vă interesează ca să faceți voi niște calcule. Notați-le! Ok, Costi, cum a fost pentru tine tot parcursul ăsta? Bootcamp-ul și după aceea interacțiunea cu bro? Cum te-ai simțit? A fost cea mai tare experiență din viața mea. Nu pot să descriu în cuvinte, sincer. Iar bro, nu mă așteptam să fie atât de deschis la suflet și să mă înveți atâtea chestii. Îl vedeam la început în telefon, ziceam... Nu-mi strica reputația, te rog. Aplauze pentru Team Romania! Le mulțumim! Mulțumim mult, băieți, și succes! Mergeți către metroul cu mâncare. Mergem mai departe cu următoarea echipă care intră în scenă. Este Team Anne-Marie, lângă ea Mihai Odoroabă! Asta pentru a ne juca cu personalitatea lui. Aveau emoție în ele. Pe vremea mea am vrut atât de mult să facem ecranul telefonului mai mare, încât ne-am pierdut și am scos mufa de căști. Nicio problemă. Zacuscă! Cum ajung eu pe pagina de Explore? Zacuscă! Da, ok. Hai să o luăm de la capăt și puțin mai lent. Când eram mic, adoram să amuz oamenii. Nu știam de ce fac asta. Tot ce și-ar putea dori Mihai ar fi să facă același lucru. Și de asta cred că ar trebui să mă alegeți. Noi am dat postul deja. Mă sună persoana care a luat postul. Alo, domnule Ionuț Rusu? Ok, să-i aplaudăm. Anne-Marie și Mihai, o dorabă. Anne, o să vreau să ne zici tu mai întâi cum a fost pentru tine toată experiența. Foarte, foarte mișto în bootcamp. Mamă, încă trăiesc emoțiile când am văzut editul clipurilor din bootcamp. Super experiență, mă bucur super mult că am putut să fiu mentor și în sezonul 2. Sper să fiu mentor și în sezonul 3. Îmi place foarte mult chestia asta. Sper că te-am ajutat, ți-am fost de folos și ți-ai câștigat un prieten. Ok, Mihai? Ok, ce trebuie să vorbesc? Hai! Sus, aproape de microfon, zile oamenilor. Hai să te ajut eu, Mihai. Știu că în bootcamp ai trecut prin niște emoții, cu clipurile tale, ai trecut prin toate stările. Cum ești acum în finală? Mă bucur că am terminat clipurile în sfârșit și pot să le văd. Și după toate emoțiile alea, văd că am meritat tot chinul. Și mă bucur că sunt aici pe scenă și oamenii te par așa mici, că sunt așa puternici. Atât cât s-a auzit, hai să-i aplaudăm, Anne-Marie. Gălăgie pentru tine, Anne-Marie! Mulțumim frumos! Mergem mai departe, nu-i așa, Sebastian? Mergem mai departe, cu nimeni altul decât Ilie, să facem gălăgie, mai ales că și rimează la el. Hai, aplauze pentru Ilie și Liviu Boca! Eu sunt Liviu Boca și astăzi ne aflăm în inima Bucovinei, undeva aici. Da, și urmează un clip plin de adrenalină și rămâneți până la sfârșit.
Aplauze pentru Ilie și Liviu Boca. Înainte să zici ceva, Ilie, să știi că nu e foarte super să vorbești cu gura plină, așa că... Deci, în primul rând, Coca-Cola, mersi pentru așa tramvaiuri faine cu mâncare. Ia uitați-vă, are mâncare. Ia dați pe jos asta. Opa! Eu prima dată merg într-un tramvai și poți mănânc în dânsul, știi? Și vrei să zic? Zic cum te simți în finala asta, în bootcamp te-am văzut, ai fost foarte deschis, ne-ai povestit foarte mult din experiența ta și mai ales din lucrurile prin care ai trecut în ultimul an de la Next Big Vlogger 1. Cum te simți acum în finală și cam care crezi că sunt șansele voastre să câștigați? Am înțeles. Am trecut prin multe chestii grele, depresie, vocea mea e răgușită că am strigat mult de bucurie. Bro, nu te râdi cât taie, nu știu. Ok, și mi-a părut bine că am putut să, nu știu, în genere, Next Big Vlogger 2, sezonul 2 a fost super tare, m-a ajutat personal pe mine foarte mult, pentru că foarte mulți din vloggeri, nu numai vloggeri, dar foarte mulți participanți au spus din experiența lor proprie, știi, prin ce a trecut, prin ce trece. Și pe mine m-a ajutat lucrul ăsta foarte mult, dar vreau să spun că mă bucur foarte mult pentru Liviu. Și Liviu e un tip foarte, foarte talentat. Ne-am întâlnit 2 ani în urmă sau un an. Hai să nu începem să povestim exact când v-ați întâlnit. Dacă nu oprește cineva pe Ilie din vorbit, să-l oprim noi. Ilie, în primul rând, da. Spune-ne care a fost părerea ta despre el după bootcamp, okay. Ca să-i dăm și lui cuvântul. În primul rând vreau să zic că Liviu este un tip foarte, foarte, foarte talentat. Și... ca Liviu nu este nimeni în afară de mine. Te rog, okay. Liviu, să-l întrerup puțin pe Ilie. Hai, Liviu, spune ceva. În primul rând, bună seara. Vreau să mulțumesc cel mai mult celor de la Coca-Cola care au pus umărul să fim noi aici, într-o asemenea competiție. Și, sincer, îmi tremură picioarele. Prima experiență de felul. Confirm. Da, am emoții foarte mari și îmi doresc emoții. Din toată inima aplauze mea. Pentru Team Ilie! Și Ilie, te rugăm frumos să-ți iei tot meniul cu tine când pleci de pe scenă, mulțumim! Oba. Ok! Hai să mergem mai departe, mulțumim băieți! Okay, o seară faină vă doresc! Gălăgie pentru Ilie! Yeah! Următoarea echipă care intră pe scenă, gălăgie pentru Team Ionuț Rusu, lângă el Costel Bulganu! Au, 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 au! Din acest moment vom fi de nedespărțit. Nu mai sta așa descărcat acolo, că nu ai de ce. Nu pot să cred că ai făcut asta. Shut up and sit down. Aplauze, Ionuț Rusu și Costel Bulganu dau o alăturare de nume cel puțin ciudată. Ne, vezi, viața cumva are involuntar un simț al umorului, poate la fel de bun ca lui Ionuț Rusu, l-a adus în echipă pe Bulgaru. Ionuț, cum a fost, mă? Da, în primul rând, wow, câți bani aveți cola. Vreau să fiu adoptat de Coca-Cola. Sunteți, așa, a fost o experiență extraordinară, mai ales... A fost diferit față de anul trecut, când nu eram aici, da. Dar vreau să-l felicit din tot sufletul pe Claudiu, concurentul meu. Așa i-am zis eu în prima săptămână, nu știam cum îl cheamă. Dar am văzut că are niște calități extraordinare în actorie, are și facultatea de actorie. E un actor mult mai bun decât mine. Încă îl susții, crezi că o să câștige, o să susții și dacă nu câștigă? O să-l susține condiționat, așa ca un părinte care își susține copilul, chiar dacă e... tâmplar, strungar. Ionuț mi-a dat și un sfat foarte bun, a zis să fiu bun. Da, să fie bun și... O să iau sfatul ăsta cu mine. Hai să-i dăm cuvântul și lui Costel, ai rămâi acolo. Costel, spune ce te-a învățat. Cum a fost pentru tine experiența asta? Bootcamp-ul, challenge-urile, cum au fost, interacțiunea cu Ionuț? Interacțiunea?
Aproape de gură? Aproape de gură o să vorbesc. Interacțiunea cu Ionuț a fost foarte bună, adică nu știu dacă pot să vorbesc de plicul ăla de care i l-am dat. Auzi, șurubel? Pot să vorbesc de plicul ăla? Da. E... Nu știu ce m-a întrebat, da. Da, da, e foarte bine. Deci a fost o experiență foarte frumoasă, m-am bucurat de toată experiența din bootcamp, toată experiența după aia, provocările au fost extrem de dificile, am încercat să dau cât am putut eu, asta a ieșit, merg mai departe. E, știi cum e în fotbal, uneori pierzi, alteori nu câștigi. Aplauze pentru Ionuț Rusu! Mulțumim mult, băieți, succes! În continuare, vă reamintesc că trebuie să vă uitați pe ecrane să vedeți, pentru că din când în când apar notele concurenților. Aș reaminti cuiva oricui să ne aducă și nouă câte ceva de băut. Mulțumim mult că vă preocupați în acest sens și când zic ceva de băut, nu mă refer la apă. Și da, putem să trecem mai departe. Tot timpul am vrut să chemăm să ne aducă ceva de băut. Pe cine? Pe cine? Pe Mihai? Pe Alexandru. Pe Alexandru? Haș! Mihai, Alexandru, Haș și Maximilian Bev! Haideți, băieți! Hai de data asta să stăm așa! Cât mai sus, ca să vezi foarte departe. Tot ce trebuie să facem este să ne imaginăm ceva mai bine. Intervin propriile tale frici și frustrări care te abat de la drum. Dar trebuie să treci de ele, să iubești de parcă nu poți fi rănit, fiindcă banii, experiențele, bunurile, toate sunt banale, dacă nu ai cu cine să le împarți. Aplauze! Aplauze! Atenție, aș vrea să punctez două lucruri. Primul dintre ele e că pentru aceia dintre voi care nu știu ce e de acasă, Mikey H nu mai e Mikey H și Mihai Alexandru H. Aș vrea să vorbim un pic despre asta, nu? Nu, poți să zici Mikey H. Poți să zic Mikey, da, în continuare? Vrei... Așa m-am obișnuit! E ok, e ok. Și în al doilea rând, concurentul tău a făcut ceva nou, așa mi s-a părut. Asta e strict punctul meu de vedere. E un alt tip de vlogging, ai un voice-over peste o ilustrație. Zim cât de mult a fost aportul tău acolo, cât de mult a fost el. Ce părere ai despre concurentul tău? Sincer, vreau să spun că toți concurenții de anul ăsta sunt foarte, foarte buni, pe bune. La cel mai sincer mod, felicitări tuturor mentorilor, aveți niște concurenți foarte, foarte buni. Legat de Max, să știi că a fost foarte mare, în foarte mare parte aportul lui personal. Implicarea mea a fost destul de mică. Adică omul chiar e talentat, chiar a făcut chestiile alea singur, pe barba lui, are un talent născut în astfel de vloguri cinematice. Mie mi-a plăcut foarte mult treaba asta și e meritul lui aici, okay, doar al lui. Max, cum ți s-a părut toată experiența? Ok, bună seara. Mikey spunea că a avut un aport foarte mic, nu a fost așa, el a avut un aport foarte mare din punct de vedere psihic. Nu, a fost un sprijin din acela psihic, de la tată la fiu. Închide tu primul. A fost foarte frumos și vă mulțumesc tuturor pentru ocazia aceasta. Și cred că cu toții am câștigat ceva din acest concurs deja. Bun. Și vă mulțumesc. Hai să-i aplaudăm pe oamenii ăștia. Vedem mult succes. Note la final. Mulțumim Mihai Alexandru și Max Pev. Mergem mai departe. Mai avem încă două echipe. Mă uitam mai devreme la ea și de-aia m-am deconcentrat. În scenă intră Laura Ciurcanu. Lângă ea Anagram. Adică niciun sentiment. Aplauze pentru fete Laura și Ana. Laura, o să începem cu tine. Ia de unde vrei. Vrei microfonul meu sau al lui Șurubel? Bună. Ok. Cum a fost pentru tine toată experiența? Cum ți se pare concurenta pe care ai ales-o? Wow.
Nu mersu cu metrou, fata. Super tare, da, wow. Și metrou, Ana e cea mai tare. Eu am zis de la început, din prima secundă în care am văzut clipul, am zis, Ana e cea mai tare, o să fie acolo cu mine. Și nu m-a dezamăgit nicio secundă. E super tare. Ana? Mulțumesc. Wow. Ce repede ți-a pasat. Ok, Ana, ai trecut prin alea 5 zile de bootcamp. Ai venit aici, ai avut super multe emoții, te-am văzut de la început. Cum ai trecut peste ele? În ce stadiu ești acum? Simți că ai șansă să câștigi sau nu? Nu cred că o să câștig, nu. De ce? Ați nu cred. Hai mă, mai cu încredere, de ce? Sunt sigură că nu o să câștig. Asta înseamnă să ai încredere. Nu cred că o să câștig, sunt sigură că nu o să câștig. Ok, deci... Votați. De ce nu crezi că o să câștigi? Nu cred că o să câștig, pentru că n-am luat cele mai mari note. A, te-ai uitat pe notele de până acum de pe ecrane laterale? Ok, am înțeles. Dar tu te simți mulțumită de ce ai făcut? Da, da. Ți se suflă că da, da în cască. Da, da. Nu uita că mai există și un juriu aici, da? A, da, 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 sunt super mulțumită, îmi place foarte mult. Sunt convinsă că am făcut un pas înainte pentru omenire. Și sunt... Mulțumim mult de tot! Ok, aplauze pentru... Aplauze pentru Laura și Ana Gram. Și Ana Gram. Mulțumim mult! Și noi mulțumim, fetelor! Ne vedem la final. Știi ce mi se pare foarte tare? Când am venit pahare. Da, asta odată. Când am venit cu metrou, am auzit foarte multă lume spunând este doar a doua oară când merg cu metrou sau n-am mai mers cu metrou de ani de zile. Și asta e din două motive. Unii pentru că sunt vedete și unii pentru că nu sunt. Astea sunt motivele pentru care n-au mers metrou. Două categorii sociale aici. Da, exact. Ok, mai avem o singură echipă de urcat sus pe scenă. Așadar, hai să-i cunoaștem... Stai, sunt mulți, așa că va trebui să fie gălăgia direct proporțională cu numărul lor, nu? Evident. Să-i cunoaște pe concurenții aleși în finală de Noaptea Târziu! Aplauze pentru Noaptea Târziu! Sebi și Francesca sunt concurentele lor! Fetelor! Yes! Hai să ne așezăm! Doi! La o cameră, ok! Am luat microfonul despre pentru că... Despre ea nu putem spune foarte multe. Se vede cu ochiul liber. Bună seara! Care este superputerea ta? O să cânt la chitară și cu vocea. Mi-a dore să-mi amintești când eram copil, când să-mi dam. Pui că o să-ți pară rău dacă Ioana. Cred că ne-am prins. Hai și tu, hai și tu, hai și tu să-mi spun în cor. Măcar banii permitim ce-ți dorim. Mai făceam când eram copil. Vezi că-mi vad am nunta. Aia, da. Am ținut o minte. Ok, să vedem câteva cuvinte de la mentor mai întâi. Am luat microfonul pentru că dragul meu Cuza are un debit verbal extraordinar. Vreau să spun că a fost o campanie extraordinară și o să-mi fie dor de Next Big Vlog, nu știu, e ceva magnific. Nu mă așteptam la metodul, la nimic, o să-mi fie dor de mentor, de concurenț, de voi, toată lumea. Hai, Adiță, tu fii mai serios. Eu că sunt mulțumesc, mulțumesc. Eu nu știu de ce e șocat Temi de metrou, că el parcă a desenat harta Metrorex, că el știe toate stațiile, tot. A spus că dacă nu câștigăm nici în mediul meu la metrou, nu mai câștigăm. Suntem la tine acasă, Emi, da. Și noi vrem să spunem, băi, am avut super mari emoții în bootcamp, a fost o decizie foarte, foarte grea și suntem convinși că am luat cea mai bună decizie, suntem super mândri de voi, fetelor. Și vreau să mulțumesc Coca-Cola că arată că vlogging-ul e o treabă serioasă. Nice! Aplauze! Aplauze! Mai e ceva de zis cu... Eu vreau să spun că iubesc pe mami, atât vreau să zic. Foarte bun, foarte bun! Hai să vedem ce zic fetele voastre, Sevi și Francesca. Cum a fost, fetele, experiența? Bună seara, în primul rând. Bună seara, da. O experiență unică, asta este clar, cred că pentru toată lumea. Nu ne-am așteptat la absolut nimic din ce a fost aici, deși ni s-a spus că o să fie imens. O să fie epic. Da. Dar, a fost epic, a fost epic. O experiență pe care o să ținem minte toată viața, o experiență cum n-am mai trăit și nu credem că vom mai trăi. Mulțumim Coca-Cola că ne-ați oferit această șansă. Și mulțumim băieților că au avut încredere în noi. Ajungeam și acolo. Noi suntem două, durează mai mult până ne hotărâm ce zicem. Ne scuzați. Hai. O să salut și eu pe mama aici cu mine, bună mami. Mulțumim tuturor celor implicați în această poveste. Ok, hai să le mulțumim tuturor de echipa Noaptea Târziu, Sevi și Francesca.
fetelor, mulțumim și noi. Go, Cucu, go, go, go! Fiți atenți ce se întâmplă. Asta au fost echipele, acestea au fost concurenții, însă nu plecăm nicăieri pentru că urmează un moment foarte așteptat de către voi și anume momentul în care o să vă prezentăm juriul. V-am mai zis că nota finală se calculează foarte complicat, un pic mai complicat decât le calculam noi la teze. Fiți atenți! 40% din nota finală reprezintă votul publicului pe site-ul campaniei, ok? Am văzut deja câteva note despre votul publicului. Alți 40% înseamnă punctajul obținut în urma votului dat de juriu, care urmărește 5 criterii esențiale. Am văzut deja din ele creativitate, am văzut calitate video și mai sunt și altele. Ce ai, Ciurcanu, iarăzi? Oricum, pe mine m-ai pierdut la 40% din... Nici până nu știu dacă știu să-l calculez. 40 votul publicului, 40 votul juriului și 20 date numărul total de unici care au vizualizat clipurile video pe YouTube. Revenim la juriu, ok? Ladies and gentlemen... F de X de notă finală, să cunoaște membrii juriului. Începem cu primul membru al juriului. Iuliana Nedelcu. Marketing manager, Sparkling Soft Drinks, Coca-Cola... Ea știe cel mai bine despre integrarea brandului în videoclipurile înscrise și înțelegerea challenge-urilor. Iuliana, o invităm aici pe scenă, lângă noi. Repede, repede, repede. Unde e? Gălăgie, hai să o încurajăm. Unde e Iuliana? Bună, Iuliana. Microfonul este al tău. Mulțumesc. Bună seara și din partea mea. Mamă, scena asta, încotro te uiți. Uite, aici o cameră. Oamenii de acasă măcar te pot vedea în live, în dreapta. Ok. Bună seara, profit de moment ca să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, că sunteți alături de noi. Doar câteva cuvinte, pentru că nu vreau să fiu vorbă lungă. Next Big Vlogger, cu acest proiect simțim că am reușit, dincolo de a aduce o competiție unică în România, simțim că am reușit să facem și o comunitate și încă una creativă. Anul acesta, conceptul a fost Go Home, Go Vlog or Go Home, care v-a împins pe fiecare dintre voi să dați ce aveți mai bun. În această seară, în linie cu acest concept, am zis pas unei gale clasice și după cum vedeți ne aflăm într-un metrou, într-o stație de metrou. În calitate de membru al juriului acum, că de-aia mă aflu aici, am jurizat integrarea brandului în vloguri, în videourilor, videourile voastre. Am mai jurizat modul în care a fost înțeles challenge-ul de fiecare dintre voi. Și am văzut o foarte mare varietate la nivel de content. Am văzut și parodii și sketch-uri. Am apreciat foarte mult montajul, poveștile din spate. Bun, acum ca să nu mai lungesc momentul, ne apropiem foarte mult de acel moment în care trebuie să aflăm cine va fi Romania's Next Big Vlogger. În timp ce se pregătește trofeul, eu vă mulțumesc încă o dată și vă invit să bem împreună Coca-Cola Zero. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Iuliana! Mergem mai departe cu... un alt membru al juriului care a jurizat clipurile în funcție de atractivitatea clipului și interacțiunile de pe YouTube, pentru că este vorba despre România, marketing manager Google și YouTube. Dan Oros! Îl invităm alături de noi pe scenă să ne spună câteva cuvinte. Salut, Dane! Salut, Dane! Salut. Bună seara sau dimineața tuturor! Mulțumim mult de invitație! YouTube este locul unde creativitatea întâlnește... funny și ne bucurăm mult să facem parte din acest concurs. Misiunea YouTube este de fapt de a da o voce fiecărei persoane și credem că prin acest concurs Coca-Cola împreună cu vloggerii de succes au reușit să facă ca vocea tinerilor creatori să fie mai bine auzită și pentru noi asta este extrem de important. O să vorbesc puțin despre cum am jurizat noi. Noi am acordat, de fapt, câte două note pe fiecare video. O notă după un algoritm pe care l-am gândit după likes, shares și dislikes și o notă mai subiectivă care vine din partea echipei YouTube. Mulțumim mult pentru invitație încă o dată, multă baftă participanților și
inițial voiam să le promit că în momentul în care vor avea butonul de 100.000 o să le dau personal, dar apoi m-am gândit că e bine să țintești cât mai sus, așa că fac promisiunea asta pentru 1.000.000. Oh, okay. Deci sper să ne vedem la 1.000.000. Mulțumesc încă o dată și baftă tuturor! Mulțumim, Dan! Aplauze! Ok, mergem la următorul, lasă-mă să-l prezint, te rog. Vrei tu neapărat să... Nu mă bag, fii atent, eu doar o să fac story-uri. Ok, este omul care a jurizat creativitatea în seara asta, este unul dintre cei mai tari comedianți a noi din țară. În seara asta vine direct de la show-ul lui de la Sala Palatului. Doamnelor și domnilor, în scenă intră Costel Bonjour! S-a terminat șmecheria în Titan! Vreau toate mâinile în aer! Mamă, e super energie, Coca-Cola! Nu vine să cred, 40.000 de oameni s-au adunat aici în Titan. Am avut 4.000 de oameni la Sala Palatului, dar destul despre mine, acum să vorbim și despre voi. Nu vine să cred, sunt aici cu Mihi H. Promanie în casă! Dacă aveam casa pe lung... Ok, ce trebuie să fac aici? Deci, da, care cum a fost jurizarea? Cum s-au părut concurenții? Sunt mai creativi? Oameni, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc Coca-Cola pentru ocazia unică de a mă uita la un vlog. Am 3 copii, mâncavași gura voastră, nu vă supărați pe mine, dar să mă uit la un vlog trebuie neapărat o campanie pentru asta. Dar apreciez foarte mult că am văzut niște clipuri foarte tari. Am văzut și clipuri amuzante, am văzut și parodii, am văzut și montaje extraordinare, am văzut oameni care se pare că asta vor face și copiii mei. Vă mulțumesc, de-aia mă pun bine cu voi ca să aibă și copiii mei o pâine, cel puțin. Dar cum am jurizat, că am văzut că asta se întâmplă, acum e un pic la modă să povestești despre cum am jurizat. Am culcat copiii, mi-am desfăcut o sticlă de bere, și am dat note ca la școală, cum mi-aș fi dorit eu să fiu notat, cu note mari. Eu am dat note mari și am apreciat mai mult ceea ce nu pot să fac. Adică oamenii care au făcut lucruri amuzante, i-am taxat un pic mai tare decât celelalte chestii care au fost de traveling și de montaj, pentru că mă pricep la atâta să fiu funny. Și poate că am dat note mai mici la cei care au încercat să fie mai amuzanți, pentru că atâta știu și eu să fiu amuzant și atunci am taxat ca o profesoară de chimie, oameni care nu știu chimie sau care știu prea multă chimie. Și am pus note și sper că v-au... și deja mă pierd. Dar vă mulțumesc foarte mult că am făcut parte din această experiență. Deci să merg cu metrou când nu trebuie să meargă metrou este cea mai tare experiență din viața mea. Titan! Aplauze! Ne vedem la anul! Costel Bonjour! Am vrut de mult să-l iau în brațe. Te rog, următorul membru al juriului... Pentru calitate video, zic bine? Vorbește și tu la un singur microfon, nu la păi tot. Unul, da? Cu unul te atenționez, așa. Okay. Bun, următorul membru al juriului a analizat calitatea video a clipurilor. Zic bine, Șurubel, da? Da, știți canalul de pe YouTube cu siguranță. Numele... Este vorba despre... Robvision! Salut, man! Ce ai făcut? Cum ai jurizat? Eu am fost pe criteriul calitate video, după cum știți. Zile tale și în microfon. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că s-au gândit să mă recruteze pentru echipa de jurați, echipă formată din 5, după cum v-au spus și ăștia doi. Scuze. Și da, eu am fost pe criteriul calitate video. Pentru că organizatorii au considerat că mă pricep pe treaba asta. Bineînțeles, a fost mai serioasă treaba, n-am putut să fac cateringa pe care o fac pe YouTube în fiecare zi, bine, o dată pe lună. Și da, cam atât. Mai mult pot spune că participanții n-ar trebui să fie dezamăgiți dacă nu câștigă fiecare ceva. Nu chiar. Ok. Dacă te uiți, cred că lumea s-a așteptat să fiu mai drastic la note. Dar am zis să fiu cât se poate de sincer și cam asta am făcut. Deci au fost ok copiii? Da. Bun! Mă bucur. Ce pot să le spun, succes în continuare și să nu se lase de postat, să creeze conținut în continuare. Aplauze pentru Love Vision! Și mai ales subscribe, nu doar aplauze, da? Scuză-mă, am doar două mâini, iartă-mă. Sunt foarte ocupat în această gală.
Mergem către ultimul membru al juriului. Fiți atenți că e o surpriză foarte, foarte mare. Probabil că efectiv toată lumea de aici știe de un om care face vlogging în state și numele lui este Casey Neistat. E bine, ei, bine nu e el! Nu l-avem pe Casey, dar îl avem pe editorul său de montaj. Doamnelor și domnilor, un om care a jurizat montajul în clipurile înscrise în concurs, membru al studioului 368 de la Casey Neistat, Dan Mace! Surpriză, nu e aici! Ecrane! Dan, yo, what's up, Groot? My name is Dan Mace. I'm a film director and filmmaker from Cape Town, South Africa. Thank you so much for having me as a judge on Romania's Next Big Vlogger. And here's a little bit more about me. I currently work in New York alongside Casey Neistat at a studio called 368. How this collaboration came about was really interesting. I was in South Africa when Casey came down and, you know, we started talking and realized that we shared a lot in common. I needed to learn about the YouTube space and really, I wasn't happy as a film director currently in my life and where I was. And Casey said, hey, I can help. I'm starting off this new company called 368. So I came on board, I help him with his videos. I help alongside with 368. And in return, I've learned about the platform and Casey's really mentored me in understanding how to be an online creator, essentially teaching me the ins and outs of the, you know, what to do, what not to do, and kind of what to look out for. I think that it's still a very new space and there's no real mentors in the program, and it's been really amazing to learn from somebody who's gone through it all himself. Before watching the vlogs, I had no idea what to expect, what kind of content to expect. I kind of looked at Romania as a place very similar to South Africa in the sense that there's a lot of talented YouTubers, but it's not really a celebrated global country for YouTube or for content creation. And when I started watching the vlogs, I started looking at the mentors and I found out that there's a huge community in Romania, which is incredible. And I think that a competition is a massive support system. It's an incubator to get people involved and for brands to see the influence that content creators have on a platform like YouTube. And I think that what Coca-Cola is doing is absolutely brilliant. And now I really want to introduce this concept into the South African market because I just see the growth and it gives me so much hope knowing that a brand as big as Coca-Cola can support something that might be small right now but showcases the potential to grow into something massive. It was really difficult for me to select a favorite because each film was so beautifully unique. And that's what I really loved about each film. You know, I was kind of looking at this, and like I said before, I was wondering what this content was gonna look like. And generally, what you get is a large influence from other parts of successful YouTube countries in the UK, in the States, and I expected there to be a lot of influence in the market, but yet there was real sort of unique Romanian content that was created, things I haven't seen before, and what I could really relate to. Through most of the videos, I could actually understand what was happening just with the sound design, the music, and the storytelling through body language. And some of them were really hilarious, other ones are really gripping and deep. And, you know, for me, I've changed a lot coming from being a director and working with things that are very aesthetic to YouTube and really understanding that story is most important. And I think that, you know, out of 90% of the films that I watched, the story elements were so great. And I think that that's something to really hold on to and keep pushing because quality can always come. You know, we live in a day and age where quality, such as great cameras and editing software and being able to buy all the presets and the packs, that's so attainable to people. And that's why some of the videos that I judged, that I saw that were kind of like, that just looked really pretty but lacked story, I wouldn't have judged as high because of the fact that that's easy. And I know it's hard to hear, but unfortunately, you know, like if you've got an idea,
That's great, but you don't have the attainability to the gift you got, and you make that idea happen. That's what I rewarded really high. And then lastly, some advice. I think it's very difficult to give advice to a whole global YouTube platform because YouTube's so specific to a creator, and it depends on ultimately what you are coming onto YouTube to create. I think that if you're coming onto YouTube for a level of fame or money, I think that you should probably not come on YouTube because first of all, it's very difficult to become famous, but also you're going to become really sad really quickly because it's a lot of work. I think, secondly, there's the creator that focuses on being consistent and growing really quickly because of the fact that they're consistently uploading videos about their life. And then lastly, there's the creator that really wants to push out quality content with a deep, gripping narrative, and that's kind of where I find myself. And my piece of advice then for creators like that, because I can only speak from that side, is that you need to learn how to give up on your good ideas to make space for your great ones. I think that YouTube is highly saturated with so many different content creators at the moment that if you really want to stick out, you need to be great. And you can't just start pushing out content that looks very similar to everybody else that's been doing it for many years. Because yes, maybe you will be a little bit unique for now because you're new, but that's going to eventually dwindle. Therefore, I would spend time on really focusing and trying to come up with the next best thing. Mulțumim frumos, Dan. Da, te mai sunăm noi. Da, nu, batuiești. Batuiești cel mai bun. Batu. Hai, închide. Ok. Hai mă, închide, că n-ai plătit tu. Mulțumim frumos, Dan Mace! Ok, ne apropiem de momentul ăla mare, ne apropiem de momentul istoric. Auzi, crezi că putem să proiectăm acum rezultatele care tocmai au venit de la ultima categorie? Da. Vrei să facem asta? Da, numai că o să facem treaba asta dacă voi, concurenții și cei foarte, foarte interesați, direct interesați de rezultate, dacă ați urmărit până acum punctajele, să știți că această ultimă categorie o vom ține foarte puțin pe ecrane. Hai, foarte puțin, nu o să apucați să faceți calculele, dar echipa tehnică ne ajută. Decât dacă sunteți foarte buni la matematică. În sensul ăsta, eu și cu Șurubel nu o să vă putem ajuta absolut deloc. Hai să vedem ultima categorie. Și o vă rog suma notelor juriului. Notele juriului vor fi afișate pe ecrane. E treaba voastră să vă faceți calculul cu celelalte categorii. Da. În orice caz, ce vreau să spun e că ne apropiem, indiferent de ce va fi pe ecranul ăla, ne apropiem de momentul în care vom afla cine este câștigătorul Next Big Vlogger 2. Hai să vă aduc un pic aminte cum se face nota totală. 40% votul publicului, 40% notele juriului și 20% numărul total de unici care s-au uitat la clipurile de pe YouTube. Încă o dată vrem să mulțumim foarte mult Coca-Cola pentru întreaga campanie, pentru tot ce înseamnă Next Big Vlogger, pentru seara asta absolut senzațională și pentru surpriza asta, pentru că vă spun sincer, nici măcar noi nu ne așteptam. Până și noi, care știam cât de ceva și n-a fost o surpriză totală, am fost copleșiți de tot drumul cu metrou. Nu mai e nimeni atent la tine, fiindcă sunt notele de la montaj momentan pe ecran. Au apărut notele de la montaj, ok. Eu nu vă pun acolo, să știi. Le văd eu, stai liniștit. Gata, eu cred că au fost destul pe ecrane. Hai să le scoatem. Da, hai să le scoatem de pe ecrane. Cine se bucură? Bun, mulțumim frumos. Și eu zic să invităm alături de noi mentorii și echipele Next Big Vlogger aici, pe scenă, să-i vedem pe toți. Sunt cei mai mari 7 creatori de conținut din România. Împreună au câți followeri, câți oameni care îi urmăresc? Ultima oară când am numărat era vreo 6 milioane. 6 milioane de oameni urmăresc acești 7 oameni care sunt mentori. Nu mai zic că dacă pune și abonații mei 200 de mii deja astăzi, nu mai e loc de nimic. Hai că te înțeleg. Sunt niște scări acolo, curaj, bro! Aplauze pentru Romania! Și Costi Vasinese! Gălăgie și pentru Ilie! Și Liviu Boca, Ane Marie și Mihai Ane Marie, repede, curaj, Ionuț Rusu vine și el, pe turnantă, incredibil. Și cum câștigă de doamnelor și domnilor? Mihai Alexandru H. și Maximilian Pev. Laura Giurcanu intră pe scenă alături de Anagram. Și noaptea târziu vine aici cu Sevi și Francesca. E,
Ei sunt oamenii voștri. Wow. Hai să vedem cum ne poziționăm astfel încât să intrăm. Hai să ne poziționăm în așa fel încât să-i vedem pe oamenii de acasă și ei să ne vadă pe noi. Ionuț și Costel, mergeți mai la Costin Georgian încolo. Da, spre, exact, spre Pantelimon. Uite, așezați-vă după băieți. Exact. Ei sunt oamenii care au creat toată magia asta la Next Big Vlogger 2. Atât mentorii, cât și concurenții. Aveți camera acolo, guys? Acolo sunt oamenii de acasă cărora le mulțumim foarte mult că ne-au urmărit. Că ne urmăresc și sperăm că ne vor urmări în continuare. Fiți atenți, haideți să facem un semicerc fața către încolo. Încercați să nu cădeți de pe scenă. Mihai, ia-ți concurentul și stai lângă el. Așa, este așa, liniștea așa, dinaintea așa. Furtunii, sunt selfie-urile liniștite de dinaintea anunțării câștigătorului Next Big Vlogger, pentru că, șurubel, ce te ajută? În acest plic, nu cred că aici ai. În plicul ăsta este numele câștigătorului. Ok. Dacă nu aveți cumva raze X, va trebui să... Îl desfacem. Așteptați să-l desfacem. Ok. În momentul ăsta, oricine ar câștiga nu contează, asta zice Romania aici lângă noi. Hai să-i aplaudăm pe toți, ei sunt mentorii și concurenții. Eu nu... nu te-ai îl uitat? Desfac? Nu m-am uitat. Avem câștigător? Nu, nu. Ia uite, face și microfonie aici. Go vlog. Sunt super curios oamenii de aici, din sală. Titan, cine credeți că a câștigat? Câștigătorul Next Big Vlogger 2 este Roptea Târziu Galagiel! Din Roptea Târziu, Savi și Francesco au câștigat Next Big Vlogger 2! Câștigă Next Big Vlogger 2! Și este momentul să vă dau, nu am destule mâini, ăsta este pentru voi, pentru mentori. Nu știu de ce nu mai am cuvinte. Cred că nu e neapărat momentul nostru, cât e momentul fetelor. Sevi, Francesca, veniți aici. Ele, de fapt, au câștigat, noi doar am fost un mic sprijin, atât. Ele trebuie să vorbească. Și tocmai de asta avem și pentru ele trofeul Next Big Vlogger 2! Aplauze pentru Sevi și Francesca! Mulțumim! Păi deja mai am cuvinte, eu sunt terminată de emoții, mi s-au tăiat picioarele, sunt terminată. Mulțumim din suflet tuturor pentru toată susținerea. Mulțumim băieți, ați fost alături de noi tot timpul ăsta și ne-ați susținut. Și faceți parte din asta. Și toți, Doamne, deci nu cred! Și felicitări și celorlalți concurenți și mentorilor lor. Felicitări, ați fost foarte buni și, într-adevăr, ați fost niște concurenți top sezonul ăsta. Mulțumim! Aplauze, Sevi și Francesca! Sunt câștigătoarele de anul ăsta, Timp Noaptea Târziu. Un kit de vlogging, echipament complet ca să creeze super content și cursuri de montaj și script writing în țară și afară. Bravo, fetelor!
Bă, a fost o luptă strânsă, Sebastian Oșaev. Adică, uitați-vă un pic la punctaje. Eu doar vă filmez și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și cei care ne-ați urmărit de acasă. Ar trebui să ne adunăm puțin, să facem o poză de grup. Da. Da? Hai să vedem. Vă mulțumim că ați fost live cu noi pe toate platformele, pe toate canalele. Nu uitați să dați subscribe concurenților din seara asta, în special celor două fete care au câștigat, Sevi și Francesca. Noi suntem Coțofană și Șurubel, n-am mai zis asta niciodată până acum. Coțofană și Șurubel, într-adevăr, și nu uitați să ne dați și nouă subscribe, chiar dacă n-am câștigat Next Big Vlogger, dar l-am prezentat cu cea mai mare dragoste și încă o dată le mulțumim tuturor vouă, cei care ne urmăriți, mentorilor, concurenților și mai ales Coca-Cola. Asta a fost gala Next Big Vlogger, doi aplauze! Dragie! Pentru voi cei care sunteți încă aici, e bine să știți că există microbuze care vor pleca din jumătate de oră către locul de unde noi am venit aici, către timpul Noise Square. Vă pot duce acolo. Pe lângă toate astea, noi continuăm petrecerea aici. Pe lângă DJ, o să mai auzi pe scenă încă o dată să vă cânte Irina Rimes! Noi vă mulțumim, sunteți băieți și fete. Facem o poză de grup. Hai să facem o poză de grup. Cred că cel mai bine ar fi să fim un semicerc, nu? Bravo, guys! Bravo, guys! Hai că ne pupăm noi după aia. Băi, eu mă aud aici când mă pup cu oameni, nu e ok. Felicitări tuturor! Bravo! Felicitări a lui tău! Opriți microfonul ăsta, că vreau să merg la baie!